Aș vrea să vă spun că sunt prezent aici, întrucât domnul secretar este în Consiliul de Medical și conform dispoziției 150 am fost delegată și puternicită să reprezint secretarul general în ședința ordinară de astăzi. Având în vedere că dumneavoastră ați fost convocați conform dispoziției 148 din 18-11-2020, o să vă fac cunoscut, să vă fac cunoscută următoarea ordine de zi. Și anume, la articolul 1, aprobarea procesului verbal la ședinței extraordinare a Consiliului Local Sconsen din data de 12-11-2020, prezintă Secretarul General Comună. Articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare cheltuie pe trimestru 4, inițiator domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară cheltuie pe trimestrul 3-2020, inițiator domnul Anton Gheorghiță Cătălin primar. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării contra valorii călătoriei pe mijloacele de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar de la Școala Sconsen pentru luna septembrie și octombrie 2020. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin primar. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al investiției privind construire grădiniță în sat Sconsen, Comuna Sconsen, județul Bacău, fază proiect de execuție, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin primar. Articolul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiunului pentru plățile efectuate prin ghișeul.ro pentru taxe și impozite, care este susținut de UAT Sconsen, conform prevederilor din hotărârea de guvern numărul 1070 pe 2013. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul numărul 7, avem proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Sconsen, județul Bacău, inițiator domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul numărul 8, prezentare la post de specialitate privind informare cheltuieli la data de 31-10-2020. Prezintă consilier Medel Coalic. Iar la punctul numărul 9, întrebări, interpelări, informări ale primarilor și consilierilor locali. Având în vedere că domnul secretar va pregătit mapele, probabil că aveți procesul verbal al ședinței, ale ședințelor, aveți la mapă și celelalte rapoarte de specialitate însoțite de proiectele de hotărâre. O să dau cuvântul doamnei președinte de ședință, Andreea Munța, să preia lucrurile ședinței. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Am ascultat ordinea de zi prezentată de doamna Tănase Nicolina. V-aș întreba dacă are cineva obiecții asupra ordinii de zi. Da, doamna Tănase? Da. În data de 20-a, am introdus un proiect de hotărâre privind aprobarea biroului viceprimar la parcelul de zi. L-am pus ilegal, normal, l-am predat domnul secretar. Domnul secretar a luat răpășița și raportul a rămas în biroul dumnealui. De aia, ar vrea să-i produc ordinea de zi suplimentară. Da, suplimentar. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi, proiectul de hotărâre. Da, vă rog, pot să spun și eu ceva, da? Da. Cu privire la... Din punct de vedere tehnic și la autorității primarului într-un OAT-ul, intră în atributul primarului orice mutare și orice... e sub incidența mea. Consiliul Local, conform legii, nu are atribuțiuni cu privire la
aparatului funcționare al primarului, cu mutarea din birou în birou sau, deci eu am discutat, o să fie o mutare, dar o hotărăsc eu. Deci nu sunt, nu este atributul Consiliului Local. În momentul în care, vorbesc eu, în momentul în care, chiar dacă se aprobă așa ceva, mă duc în contencios, contestez și vedeți că am câștigi de cauză. În primul rând, ne facem birou și e atributul primarului. Unde ați auzit dumneavoastră undeva că se mută biroul, le mută Consiliul Local? Sincer. Aș vrea să spun și eu două lucruri. Da, domnul. Cu privire la legalitatea proiectului, inițiat de către un consilier, acesta este nelegal. Corect. Codul administrativ spune foarte clar că inițiativele privind la organizare se inițiază doar de primar. Da? Orice hotărâre care se inițiază de un consilier local, vrem la chestiunea organizării și o să vă dau articolul din lege, unicul, da? Nu este valabil. Da? Și prin consecință, cu siguranță, va fi atacat de contencios. Da? Să rețineți aspectul acesta. La care? La care? Eu cred că doamna Mice ar trebui, mă scuzați, că nu v-am întrebat. Da? Eu cred că doamna Mice ar trebui să-și facă un birou în aer liber, da? Să neagă la pas în comună, să vadă de sugestie vorba în comună, care sunt problemele, nu ne asorbeți un birou. Asta e ordine de zi care să introducem. Haideți să fiți serioși. Nu aveți birou suficiente. Citit unde i-a fost un birou. Eu am citit ce sunt eu. Ne-ați explicat foarte bine. Am trebuit să am două secunde, dacă îmi permiteți. Biroul acesta care este acum viceprimarul a fost înființat atunci sau este de mai plenul timp? În 2008. În 2008. Deci tot viceprimarii până acum și-au făcut serviciu în acel birou. Pe care și eu. Da. Păi nu văd nicio urgență să mută biroul sau nu cred că e o problemă grav acum. Păi absolut. Pentru că avem altă problemă. Pentru că avem potențe de înlocuit, pentru că avem lăzi de pus pe... E un birou. Pentru că avem asfalt de înlocuit. Tocmai de asta este la activat vechi din localitate. Domnul viceprimar, apar nu are la intrat. Ce se face în localitate? Tot ce se întâmplă în localitate, am explicat. Ați citit codul ăsta, articolul 129, vă spune clar. Haideți să vă citesc articolul 129, da? Vă spune. Articolul 129, atribuțiile Consiliului Local, da? La leantul 3 litera C spune pe următor. Aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, da? Deci la propunerea primarului. Înființarea, organizarea, și statutul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului. Deci, înființarea, organizarea, da? Aparatul de specialitate, cum îl organizează treaba domnului primar, da? Și statutul de funcții. Eu cred că ne-am numit privire la interpretarea dispozițiilor articolul 129, al de-al 3 litera C. Dacă ne-a spus că supune asemenea hotărâri de la vot, eu personal voi ataca în condiciul ăsta administrativ. Da. Puteți să-l depunem, dacă vreți. Nu! Vreau să mă spun și eu la cuvânt. Nu faci măsâie la cuvânt? Nu faci măsâie? Păi vorbești de care vreau. Nu, dar faci măsâie la cuvânt dacă vreau să spun. Dacă vreau să organizăm, domnul Dacru. Deci, la ordinea de zi avem discuții. Da? Avem scriere la cuvânt. Păi să-mi scrieți la cuvânt. Să-mi scrieți la cuvânt. Să-mi scrieți la cuvânt. Deci, domnul Mihaiță, da? Da. Domnul Rotariu. Rotariu a fost. Cine urmează? Domnul Franț a fost. Doamna Lidia, după aia? După aceea, eu? Domnul Bondru. Domnul Bondru. Interesul este alt, nu? Interesul este să facem comuna, să funcționeze, nu să... Dați cu comunitate din birouri. Are cuvântul domnul Mihaiță Andreescu. Din punct de vedere al datei de când s-a depus cererea, este legal ca acest proiect de hotărâre la perioada de pe 20 până astăzi să fii băgat pe ordine de zi? Da. Un proiect de hotărâre și nu e la cuvânt. Domnul Tăras, vă rog frumos să scrie la cuvânt, răspunde domnul secretar, domnul primar, da? Da. Vă întreba pe așa. Punct de vedere legal este... Asta l-am întrebat, deci este legal, da? Da. Deci el ca să fie introdus. Da. Da. Are cuvântul domnul Anu. Da, eu sunt de acord pentru doamna Vice. Uitați, avem o sală mare în Grigorești, avem o sală mare în Florești. Eu sunt de acord ca biroul cu oameni să fie un Grigoren din această. Toată sala asta să vină și să dea audiență la tot Grigorenul și în Florești la fel. N-am văzut. Este un lucru, n-am văzut deocamdată pe doamna Vice în Florești. Nu știu un Grigoren că n-am fost. Am fost. Nu? În Florești eu nu v-am văzut și în Grigoren. Da, Florești, v-a fost. Avem o sală foarte mare, aveți cât spațiu doriți aici, cât spațiu
vorbiți în Florești. Dați audiențe, vă întâlniți cu lumea, este suficient. Aș vrea să mai spun și eu două vorbe. Domnul primar nu poate să facă, să respecte ce se întâmplă o hotărâre nelegală. Asta să fie clar, da? Hotărârile toate trebuie să fie legale. Dumnealui nu va face lucrul ăsta pentru că este ilegal. Nu putem să propunem... La pronunțarea unei instanțe, dacă este legală sau nelegală, da? Noi, dacă, dar și consilier, dacă noi propunem un proiect de hotărâre nelegal... Eu, de exemplu, nu sunt de acord doar pentru biroul vicelui primar. După cum știți destul de bine, noi, în calitate de consilier local, săptămânal trebuie să avem întâlniri cu cetățenii. Da. Ei, eu vin cu o, și cu o altă propunere, inclusiv pentru noi, consilieri locali, să se amenajeze spațiul unde noi să putem să avem întâlniri cu cetățenii. Doamna Cobuz, nu este spațiu în sala de ședințe, este foarte suficient, dar acum, până pe data de 17, avem curtea, după aceea la dispoziția consilierilor locali. Acel spațiu a fost liber 4 ani de zile și a fost și mi-am să vii primar. Spuneți-mă, veni un consilier să facă pe o... Nu știu, dar acum sunt iarăși mai doritori. Da, dar avem spațiu în sala de ședințe. Unde se poate face distanțare socială? Este și mi se pare normal, să știți. Sunt de acord cu dumneavoastră. Să face o programare. Ca vicele primar, da. Secretarul primarul, da. Să fie cu un contact direct. Foarte, foarte de acord cu dar eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Da. Dar, de asta spun, pe lângă asta, la proiectul de hotărâre, domnul Tănață, da, pentru consiliere și sala de ședințe. Colegii mei, când vin pe baza graficului, cum e la regulament trecut, de la ora D la ora D, consilierul local vine, se întâlnește cu cetățeanul la sediul primării, cetățenii au diferite probleme de rezolvat. Și se întâlnește cu copii. Eu, de exemplu, vreau în fiecare zi să mă întâlnesc cu cetățenii. Dar aveți motivul și să ne întâlnim cu fiecare zi. Niciun avantaj pentru a muta ceva. Domnul Frat, eu am discutat cu doamna Ricci. Eu sunt de acord. Și găsim un spațiu. Jos. Dânsa vrea să fie pe palierul liber. Corect. Dar până nu pleacă, deci am discutat verbal, doamna v-a spus, până nu pleacă curtea de conturi, eu nu umblu cu laturi, cu așa. După ce i-am găsit și loc. Este loc jos. Unde nu are contact cu așa, foarte bine. Domnule primar. Dar nu acum, după 17 decembrie. Problema mai gravă, să vă lasă... Eu am înțeles. Nu. Vorbim doar de subiectul ăsta. Eu sunt de acord. Da? I-a trecutul meu. Nu treabă, nu altea cum să lucra. Eu sunt de acord. I-am spus, hai de la care îmi vine. Până la... Da, spune-ți, domnul Zăbăr. Să fac la care îmi vine. Și a spus că da, face plăcere la adresa mea, nu pentru a o include dumneavoastră pe proiectul de hotărâre, n-am nicio legătură la coasă. Trebuia să scrie acolo, de către prima, apro, prin HSL. Nu scrie așa ceva, uitați-vă bine. Păi da, aia e aprobarea primarului. Deci, domnul, mai citiți public și noastră. Dacă nu mai sunt discuții, doamna președinte. Puteți să suplimentați, dacă sunteți de acord, să depuneți, nu am nicio problemă, dar ajunge în cote jos. La mă
modificarea ordinii zi, dumneavoastră. Supunem la vot suplimentarea ordinii de zi proiectul de hotărâre. Citesc proiectul. Proiect de hotărâre privind aprobarea biroului viceprimarului domnului Ceaușin Artistă stabilit la partierul instituției primăriei Comunei Scoțeni de Subacău. Consiliul local al Comunei Scoțeni de Subacău, întrunit în ședință ordinară în data de 26.11.2020, luând în considerare prevederile articolului 136 și aliniatul articolul 52, aliniatul 1 din august, numărul 57 din 3.7.2019, privind codul administrativ republicat, modificat și completat. Având în vedere hotărârea numărul 42 din a 5.11.2020 pentru alegerea viceprimarului Comunei Scoțeni, în persoană doamnei consilierului local Ceaușu Narcisa, pe o durată de 4 ani, cât reprezintă mandatul Consiliului Local ales pe data de 27.9.2020. Dispoziția numărul 142, 11.11.2020, privind delegarea atribuțiilor viceprimarului Comunei Scorțeni, județul Bacău, începând cu data de 16.11.2020, emisă de către primarul Comunei Scorțeni, județul Bacău. Cererea numărul 4.464 din 9.11.2020 a doamnei viceprimar, Ceaușu Narcisa, prin care solicită ca biroul viceprimarului să fie situat la partierul instituției primăriei Comunei Scorțeni, alături de primarul Comunei și secretarul general al Comunei, ținând cont de faptul că audiența cu publicul implică biroul la partier. În temeiul articolului 196, aliniatul 1, din avsul numărul 57, din 3.7.2019, privind codul administrativ republicat, modificat și completat, se propune articolul 1, se aprobă cu biroul doamnei Ceaușu Narcisa, viceprimarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, să fie stabilit la partierul instituției primăriei Comunei Scorțeni, județul Bacău, în locul compartimentului contabilitate, întrucât este singurul compartiment care nu are relații cu publicul. Articolul 2. Primarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, domnul Antron Cătălină, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre în termen de 5 zile de la aprobare în ședința ordinară din 26.11.2020 a Consiliului Local Scorțeni, județul Bacău, precum și de secretarul general al Comunei, domnul Danilă Vasile. Articolul 3. Prezentul proiect de hotărâre va fi comunicat primarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, doamnei Ceaușu Narcisa, viceprimarul Comunei Scorțeni, județul Bacău, instituției prefectului județul Bacău, precum și cetățenilor Comunei Scorțeni, prin afișare pe site-ul instituției. Inițiator consilier local, Tănase Ilian, Avran Nuța și Mădărescu Tamara. Cine este pentru, supunem la vot, cine este pentru suplimentarea acestui proiect? 3, 6, 7. Împotrivă, împotrivă. După cum știți, la acest proiect de hotărâre se discută, până ajungem la el, să faceți raport de avizare, da? Până când ajungem la ultimul punct. Împotrivă. Ce să continuăm? Acest proiect îl introducem prin următorul ducem, nu? Îl introducem în... Da, proiectul de hotărâre. Așa. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Scorțeni din 12.11.2020. Dacă sunt discuții. Dacă ați facultatea pe procesul verbal, aveți discuții cu privire la conținutul procesului verbal, aveți ceva de discutat, dumneavoastră, da? Aș dori ca de acum procesurile verbale care se supun la vot, da, pentru că doamna președintă de comisie sau domnul sau cineva mai fi, are dreptul de a semna acele procese verbale. Noi le primim abia ședința următoare. Da? Da. Exact. Pe procesul verbal actual, da, există ștampila primării și semnătura secretarului. Adică, într-o lună de zile, doamna nu ne-a semnat. Trebuie să fie președintele de ședință.
domnul secretar de legalitate. Eu nu m-am uitat, exact. Nu am avut. Deci trebuie să fie semnătura ta, că primim o copie, primim o copie, pentru ceea ce semnează domnul. Da, o să consemnăm și o să transmitem domnului secretar. Dacă mai aveți altceva? Da, mulțumesc. Spuneți, doamne. Supunem la vot, articolul numărul 1. Cine este pentru? Pentru procesul verbal. Da. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare cheltuieli de trimestru 4, 2020. Dacă aici sunt iară discuții sau... Dacă mi-e rău să vă văd un proiect. Domnul Cipriu Ionuț, da? O să vă prezint și doamna contabilă, dacă aveți nevoie de completări, o să vă spun. Preambulul nu-l mai citesc, că merg doar direct pe... Mai vrea cineva să ia cuvântul? Da. Nu, da, dar să prezint prima oară. Deci, la partea de venituri avem un buget de 5.527.500 de lei. Au crescut încasările peste plan, deci noi la începutul anului când am aprobat bugetul a fost un plan, iar la ora actuală pe trei conturi am depășit planul de încasări, iar legea ne permite să aceste sume să le modificăm în buget prin rectificare. A crescut la impozit pe taxa pe mijloacele de transport la persoane juridice cu 7.000 de lei, alte amenzi, penalități și confiscări, 1.000 de lei. La taxe speciale este taxa de salubritate cu suma de 6.000 de lei. În luna trecută am primit suma, finanțarea celor două parcuri care au fost pe fonduri europene. Am primit suma de la AFIR de 134.000 de lei. Iar aceste sume se reflectă în partea de cheltuieli, unde la bugetul local avem total sumă 5.939.500. Avem două solicitări de la școala gimnazială Scorțeni, două adrese, cred că le aveți și dumneavoastră, prin care ne-au solicitat 5.600 de lei la elevii cu CES, dacă nu știți ce înseamnă cerințe elevi, cerințe speciale, cei care au un grad de handicap, au solicitat 5.000 de lei la burse, iar școala va împărți această sumă după niște criterii conform legii și 2.000 de lei la reparații microbuz școala. Cred că știți despre această problemă. Am mai... Din salariile la administrație am tăiat suma de 29.600 ca să dăm la școală aceste sume. Mai este nevoie de suma de 4.000 de lei la salariul polițistului local. La salubritate mai este nevoie de suma de 14.000 de lei. Iar pe secțiunea de dezvoltare, după cum știți, în ședințele anterioare s-a pus... pentru achiziționarea unui microbus școlar, 155.000, iar acum, din banii care au venit de la AFIR, suplimentăm suma cu 110.000 lei, iar la proiectul de înființare rețea gaze naturale, suma de 37.000 de lei. Deci banii care au venit de la AFIR au fost plătiți din secțiunea de dezvoltare, ei au venit pe secțiunea de dezvoltare și trebuie să păstrăm aceeași destinație. Deci nu se pot folosi pe secțiunea de funcționare, doar pe investiții. Dacă aveți întrebări... Cine se înscrie? Eu. Domnul Cică. Domnul Cică. Doamna Ceaușo. Aș vrea să-mi dau și eu altceva. Mai dorești cineva? Da, cuvântul domnului. În măsura în care se răspunde, dacă este necesară întrebare, pentru că întrebările trebuie să fac la început, dacă aveți ceva de spus, spune, dacă nu... Dacă ești la cuvântul meu, dacă ești cuvântul meu, dacă ești cuvântul meu, eu să mai spun degeaba. Așteptați, deci? Haideți să mă scriu. Mă scriu. Păi dacă ești cuvântul, mă scriu după. Dar nu, 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 n
La sfârșit? Da. Înscrieți-vă și dumneavoastră și domnul. Trebuie să vă scrieți la domnul. Înscrieți-vă. Dacă vorbiți, vorbiți, dacă nu, nu. Domnul Rotariu și domnul Zanfireț. Domnul Rotariu, da? Da, primul. Are cuvântul domnul Ciuptu Ionuț. Da. La acest proiect de hotărâre vreau să menționez că nu am primit retratul de aprobare atașat, care ar trebui să fie, nu știu dacă ceilalți colegi l-au primit. Nu. Normal, în toate proiectele de hotărâre, la fiecare proiect de hotărâre, trebuie să avem raport de aprobare, raport de specialitate. Ceea ce am observat eu, aproape la toate proiectele de hotărâre, în afară de ce am făcut de școală, în afară de ce am făcut de doamna Nichita, nu există câte un raport. Cum să nu există raport? Nu există raport. Raport de specialitate aveți de la mine. Raport de specialitate la. Raportul de aprobare nu la. Există în alte părți. Eu mi-am făcut treaba. Deci astea ar trebui să fie anușat. Este normal? Este eu să aici. Nu știu dacă au ceilalți proiecte, trebuie să dau prima asta? Da, la dosarul proiectului este raportul de aprobare. Ok, noi nu primim nimic. S-a omis, v-am spus, n-am făcut eu dosarele. Știu, vă spun dumneavoastră. Da, cine nu vă spun. Acum, uitați, are și număr, deci este raport de aprobare. Următoarea ședință, o să iați faptul la curățință, domnul Răzăriu. Mai ales pe filmat, oricum. Deci este. Da. Continuați. Bun. Okay. Doamna Ceauș. Da. Nu, stați până. Da. Raport, se face un raport, un rectificare a bugetului local, pe venituri și cheltuieli, pe anul 2020, primind sfârșitul 4, adică ultimele 3 luni, da? Da. Ok. În aceste ultimele 3 luni, în aceste ultimele 3 luni, nu ar trebui să știm și noi, la începutul raportului sau așa, cât ar trebui să fie, practic, bugetul, să zicem, 5 milioane, nu știu, 125 de mii, dau exemplu, ca acum să facem 5.527. Să știm ce a intrat pe secțiunea de funcționare sau ce iese, da? Diferența. Și la fel, pe secțiunea de dezvoltare și... Păi și vrei să-ți aduni eu sumele? Nu știi matematică? Ce să-mi adunați? Păi partea de venituri să adună sumele, dacă vrei să știi. Eu nu-ți adun, ai un calculator, dar nu ai și pe telefon. Te rog frumos. Deci, la partea de venituri am explicat. Este suma totală pe buget, am explicat separat pe conturi sumele care au intrat, așa, și asta ți le aduni dumneata, domnule consilier, iar la partea de cheltuieli sunt detaliate sumele care au intrat pe venituri și unde se duc pe cheltuieli. Eu nu fac cursuri de matematică în ședința Consiliului Local. Vă adunați dumneavoastră sumele. Vreau să faceți un buget la începutul anului. Pe da. Care îl distribuiți în 4 trimestre, da? Ok. Fiecare trimestru are alocat o sumă respectivă. Da? Noi când ducem acele identificări de buget, pentru că noi nu ne încadrăm în suma respectivă, pentru că avem de plătit ceva, da? Și trebuie să luăm bani dintr-o altă parte, să-i sau punem bani, sau exact. Dar eu, inițial, eu știu cât a fost la începutul anului, putea să puneți o sumă aici în... Păi da, dar domnii consilieri care au fost, știu că au aprobat bugetul. Da, dacă dumneavoastră nu știți, intrați da, pe site-ul instituției și da. Găsiți acolo bugetul local okay. aprobat în ședința din februarie 2020. Dacă vreți să vă documentați. Este pe transparență bugetul. Da, îl găsiți acolo. Dacă vreți să știți bugetul, suma care a fost aprobată la începutul anului. Exact. Site-ul instituției, vreau să vă zic, că nu este actualizat din 2018, dacă nu înșel. Pentru că exact în perioada alegerilor, domnul Rotariu tot distribuia pe Facebook sau pe toate rețelele de socializare lista cu consilieri de care să se ia lumea. Vreau să vă spun... Da, nu, dar nu avem... Vreau să vă spun că eu am fost 2 ani și jumătate aproximativ consilier, apoi m-a retras din motive... Eu în ziua de astăzi, dacă intrați pe site-ul primăriei, sunt acolo. Și vă uitați acolo la tot ce vedeți dumneavoastră, postări despre proiecte de hotărâri, despre ședințe, să vedeți că nu sunt actualizate. Așa că nu spuneți să nu faceți trimitere pentru site-ul primăriei. Dacă intrați pe contabilitate, le găsiți. Da? Fiecare salariat are o parolă care intră și își postează. Are în atribuție așa ceva. Da. Dacă vă mulțumim, da. Da. Dacă vă mulțumim, doamna
ați avut un artizan. Da, asta vreau să întreb și eu. Că noi, în ultimii 4 ani, domnul Zanfirescu, fostul consilier, toată ziua au cerut că noi fim mai proști, inclusiv eu. Așa? Nu înțeleg chestiile astea. Care este suma totală de rectificat? Spre exemplu, care este aceasta? Ca să vedem, să ne înțelegem. Documentele nu sunt clare absolut, absolut deloc. Sunt clare pentru cei... Doamna Narcisa, am trebuit să-ți dau un răspuns. Stai, Leace, stai să-ți termin. Noi am cerut acest lucru un an în mandatul trecut, dacă țineți minte, dar nu s-a luat în considerare că eram în minoritate. Dar acest nu lucru se poate face foarte simplu, foarte simplu și pe înțelesul tuturor. Pe o coloană din stânga, care sunt banii, deci pe coloană din stânga, unde sunt banii detaliat pe capitole, și în partea cealaltă, pe dreapta, unde pleacă banii. La autobuz, la piese, la motorină, la... Știu, la diverse cheltuieli. Bun, ok. Hai să vă dau un răspuns, ca să vă uitați dumneavoastră atent, că este foarte simplu. Deci, unii vedeți cu plus, uitați-vă prima oară la toate venituri. Este simplu. Unde este cu plus, înseamnă câți bani... Care este suma totală de rectificat? Care este această... Păi 7 plus 1, plus 33, plus... 148.000. Un simplu calcul. Și banii ăștia i-am împărțit, îi dai cu minus pe unde i-am pus. Acum, i-am spus că e microbuzul 1.100.000, vechi, vorbim un bar vechi acum. 370 de milioane pentru gaze, 5.000 de lei pentru bursă, gândiți până din cap. Deci, astea, deci adun și scaz, simplu. Mai mult de atât detaliat, nu înțeleg cum, e simplu. Deci banii care au intrat pe venituri, peste plan, încasând peste plan, este suma de 14.000, care se duce pe taxa de salubritate, pe secțiunea de funcționare, pentru că în luna decembrie nu ne ajunge banii să plătim salubrizarea la ADIS, banii care au intrat de la fir, 134.000, 101.000 se duce pe microbus școlar și 37.000 se duc pe înființarea rețea gaze. Iar suma care a fost tăiată de pe salarii, 29.600, s-a împărțit 4.000 pentru salariul polițistului, iar diferența se duce la școală pentru solicitarea lor. Ce este așa de greu, mă înțeleg? Păi, ies și doamnă, să zice, pentru că cine spune de asta, că urmă, mă, ești cu banii aia de acolo de la fir să duc la microbus. Cred că trebuie să fac și de serii. Sunt sume venite, dublin, până la urmă. Eu nu fac grădinița aici. De ce nu fac grădinița? Ca să înțelegi. Am explicat, am venit și am explicat. Am explicat. De ce nu ai explicat? Dragilor, hai ca să vă lămurim și chiar. Eu vreau să vă explic așa. Consilierii vechi care ați fost. Uite, doamna Tamara nu a fost, domnul Tănașu nu a fost, domnul Antonel nu a fost, domnul Bebi nu a fost. Consilierii care știu. S-a explicat, și a fost și doamna Narcisa, consilier, și domnul Mihăiță. Deci banii care vin de la o instituție care este pe dezvoltare și nu pe dezvoltare, nu, ce să mai detaliez, că scrie clar, sunt 2 secțiuni la o primărie, funcționare și dezvoltare. Banul ăla, dacă a venit cu dedicație, deci nu ai cum să-l folosești, dacă te-o dat să iei izmerii, tu să iei mătii. Exact, domnule, dar e simplu, e clar. Dar s-a explicat de acolo iau ori. Deci nu-i mari șmecherii, domnule, nu ți-ați fost considerat dumneavoastră și s-a explicat. E simplu. E simplu, băi. Deci să mai lungim și... Haide să... dacă mai să discutim subiect. Da. Au fost făcute adrese către minister, către... Au fost făcute adrese către minister. Vreo 2 ani de zile. Nu sunt microbuzi, nu au dat nicio linie de finanțare. Noi cumpărăm noi că au nevoie copii. Spun. S-au alocat 1.550.000 până la trecută. Am căutat peste tot un microbuz nou de 20 de locuri. Și nici de 18, nici de 16 nu găsesc cu banii ăștia. S-au făcut o licitație. S-au încheiat vineri. Da? Deci procedură legală și ne mai trebuie suma de 1.100.000 ca să avem în 2-3 săptămâni până la finalul anului microbus școlar. Evident, dacă ne iubim copiii sau îi respingem. Vin cu precizarea că microbuzul este oferta financiară de la Iveco, 22 plus 1 locuri, este undeva la 44.400 de euro fără TVA. Deci s-ar duce undeva la 261-262.000, depinde cât este cursul valutar în ziua respectivă.
Deci până în 265.000 este valoarea, va fi valoarea microbuzului. Aici este oferta financiară depusă pe SICAP, dacă știți. Așa, este o singură ofertă depusă, a expirat termenul, se face procedura de achiziție. În continuare și contractul. Da, domnule. Ești la microbuz spolar, nu cap invoial, să nu facă treabă cu achiziția. Domnule Vișor Cernat, nu mă ați la cuvânt, vă rog frumos, doamna Lundu. Vă scuzați! Mă scuzați! Discutam despre buget, da? Discutam despre microbuz. Asta e altă persoană. Asta e altă persoană. Asta e altă persoană. Dacă să ne puneți unul bun în asta. Asta e și așa cu obiectul când aveți spune. Asta e problema dumneavoastră. Nu trebuie să nu vorbiți. Pe care să vorbiți, nu mă vorbiți, dar nu te mai înțelegeți. Hai să înțelegeți. Dar vă rog frumos, trei respectăm unii pe alții. Urmează să vă scrieți la cuvânt după doamna Lundu, domnul Cernat, da? Mulțumesc. Haideți, doamna Lundu. Nu știu cum să mă plătejeți mai bine sau să vă dăm mai bine, dar să nu pentru că cred că cumesc toată lumea și n-am reușit să vin în prima ședință dumneavoastră, vă urez spola treabă, atât celor vechi cât și celor noi. Nu știu dacă ar vrea să mă prezint, mă cunoaște întreaga populație. Am venit astăzi pentru că v-aș juca ceva. Ori să mă invitați de câte ori sunt probleme cu școala, adică cu achiziții, cu buget pentru școală, cu toate problemele care sunt legate strict educațional. Dacă este necesar, o să fac și o dinaintare ca să fiu anunțată, nu să aud eu că azi este ședință sau mâine nu este ședință și nu are rost să particip la ședinții când nu este treabă de școală. Că chiar, nu știu de ce, dar nu am făcut. Am văzut și mă așteptam că mi-a zis mai bine cu două puncte legate este de școală și am zis că sunt mai multe și sunt mai bine venită. Știu că n-am venit invitată și că restricțiile necesită un anumit număr de participanți la o ședință, dar vă promit că ce vă spun nu doleanții, că cred că ar fi prea mult. Vă doresc în primul rând, cu bugetul, suntem la factor buget, erau bani la copiii cu CES. Da? Deci banii la copiii cu CES întotdeauna se acordă în două tranșe. Noi, în general, dăm la sfârșitul anului calendaristic, dar și la sfârșitul anului școlar. Banii care i-am cerut acum de 5.600 la mânșel, sunt un supliment, pentru că copiii care fac și terapie, din locul unde se duce la terapie, oamenii de acolo le spun că s-au mărit cu 50% nu știu ce din curse. Și părinții copiilor cu CES au făcut cerere pentru acești bani. Banii pentru curse. Mai un pic, doamna directoare, deci banii pentru CES, ce a venit pe anul în curs. Sunt sume din TVA care au fost primiți în buget la începutul anului. Dumneavoastră i-ați cheltuit în totalitate. Pe parcursul anului și acum, în luna decembrie, finanțele, tot timpul ne solicită situații. Sume acordate, sume care vor fi acordate. Deci banii ăștia la CES, noi acum îi dăm din bugetul local 5.600 ca să puteți da dumneavoastră la copii, dar banii aceștia până la sfârșitul anului vor fi recuperați de la finanțe din sume din TVA. Trebuie, domnul consilier, să înțeleagă că nu e o sumă atât de mare să dăm la școală ca să-și facă treaba să dea la copii, iar în luna decembrie banii oricum vor fi recuperați. Și nu se pune problema dacă sunt sau nu sunt bani. Deci, obligatoriu aceste burse trebuie să dai. La fel ca și celelalte burse. Sociale, de meriți, performanță și toate cele. Dacă ne punem la burse sociale și ne gândim la comuna noastră cât de dezvoltată, nu cred că ne ajută nici 5.000. Nu 5.000. Că 5.000 am avut nu anul trecut, dar nu voiam de 5.000 de lei la buget. Da? Și am împărțit la copii, doar după am luat social, cei care au familii monoparentale, dar cu deces, deci nu despărțit sau nu știu ce alte probleme conjugale, și la copiii cu performanțe care au copii, am avut, cred că, trei, dar am spus și de copii cu nota 10 și le-am dat o sumă mai mare, bani mai mare de 10 lei,
Deci nu vă gândiți că a fost fenomenală. Și la burse de merit, la copiii care, la 5-8 este o șansă clasifici pentru că iau pe de general, nu au și cu cât. Legea rămasă spune că trebuie să dăm burse la orice copil care are peste 8-50 de merit. Dacă dăm la 8-50 și să nu credeți că comparați cu alte școli, chiar suntem o școală de elit în care copiii au mult mai mari, dar ne-am trebuit să mult la mai mult sub. Da? Noi am dat, care aveau cred că peste 9-50, am învățit cumva să fie echitabil și am preferat să dăm, chiar dacă sunt mai puțin bănuți, dar să dăm atât mai mult, să fie vama atât mai largă. Iar la 1-4 care am dat și lor, și le dăm și anul ăsta, dacă ne ajutăm cu bugetul, le dăm în funcție de ce concursuri au participat și ce premii au obținut. Că știți cum, de ce la concurs mulți, nu știu și la domnul, pentru că, până la urmă, nu așa fie. Că acum avem și, domnul care a venit, au fost 120 lei. Dar copilul pentru că i-a luat din munca lui proprie care a făcut la clasă s-a bucurat, pentru că era meritul lui. Chiar dacă tata îi dă gestul, e problema lui. Da? Dar copilul trebuie stimulat pentru că a luat în brață și a luat și aduce contribuția. Iar 2000 de lei pentru reparația la microbuzuri. Pentru reparația la microbuzuri. Care microbuzuri, nu știu, cât nu mai putem și să reparăm. Deci am reparat microbuzul ca să deci nu ca să mai cedurim. Știți cum o luăm prima varianta bună când suntem în aplicația online, cum e propusul cu multitrația din aparte. Și tot ajunsesem cu microbuzul, nu știu dacă face parte, chiar iar din probleme. Făcusem o dietă la fel. În momentul după ce ați fost numiți, chiar am zis cu colegii să vă oamnă, să microbuzul aparține primării. Deci pe certificat, pe cartea din la toate actele care le-am venit la microbus, scrie Primăria Comunei Scoțeni. O ajut la școală prin preșteptări, nu dezbat problema. Mi se pare, dacă e a Primăriei Scoțeni, să fie a primării și microbusul, și șoferul, și domnul Cernat știe prea bine, câte școli mai are microbus. Deci microbusul este a primării. Foarte, foarte corect, doamna directoare. Da? Am aprobat solicitarea, am aprobat solicitarea dumneavoastră, am direcționat-o secretarului, la următoarea ședință de Consiliu Local, cu temeie de legal în spate, am spus că au temeie legal, să luăm, nu numai microbuzul, cu tot cu șofer, în patrimoniul primării, da. Ca așa peste tot. Eu în aleza deci, dinamizarea a trecut, nu știu aici, a interesat. Da, de asta e secretarul cu temeie legal. Poftim? În 2011 s-a făcut transferul la momentul respectiv atât a instituției în sine, școli, patrimoniul școlii, inclusiv de asta s-a și făcut angajare șofer la școală. Nu eram eu director atunci. Dar, tocmai, postul este în organigrama și inspectoratului școlar, sunt N școli la nivelul României, inclusiv la județul Bacău, în care șoferul și microbuzul este al școlii. Nu și tot microbuzul respectiv a fost la momentul 2011, când, nu 2011, spun niciunii, 2004, 2005, 2006, cam așa. Mă spune în 2009. Sau în 2009, da. În 2009. Din 2009. Ei, tocmai a fost în 2009 trecut, pentru că la momentul respectiv școlile nu aveau, nu erau instituții de sine stătătoare privind bugetul, în 2009 ele sunt cu terți. Nu, păi și-am zis, dar la momentul respectiv nici măcar atât nu era la școală. Din 2011 are personalitate juridică da. Separată școală. De aceea microbuzul apare înscris cu... Da, doamnă, sunt de acord. Dar de asta, eu sunt de acord cu dumneavoastră, deci, până nu, de asta și secretarul. Și clădirile, tot în 2011. Da, doamnă, dar scuzați-mă să vă spun. Demersul legal, secretarul găsește, ca să ajung în fața dumneavoastră la următoarea ședință de Consiliu, cu temeie legal în spate, unde să mă raportez și dumneavoastră s-a aprobat cu temeie legal în spate. Orice hotărâre a Consiliului Local, dar scutați-mă un pic. Vorbesc singur? Primă, nu poți să transferi și postul, pentru că ăla este post
modificarea organizației și poate. Ce strică primăria UAT-ul trebuie să asigure informația? Oricum asigură! Asta e clar. Oricum asigură! Indiferent de la ce sunt financiare, educația publică. E de la școală sau e de la primărie? Există pe organigramă la primăria Scorceni, poți de șofer vacant, scurt, transfer și atât. Poți să fii șofer? Dar femeie legal. Poți să fii șofer pe organigramă, e ocupat. Bulgărzării, e ocupat. Nu, șoferul e ocupat, nu știi ce vorbim. Organigramă. Susesem săptămâna asta, am primit o săptămâna trecută, nu știu... Bă, era cu colegii! Și domnul secretar, dar dată așa din eforie, cu rețeaua școlară. Aici este cumva celebrată de cel mai tare capitale. E dumneavoastră nu. Da, rețeaua școlară este când trebuie să dăm numărul de copii pentru anul școlar următor. Am făcut un rege să mânc cu doamnele educatoare, pentru că de acolo formesc copiii, ca să știu în ce poate și am, sperăm din toată inima, să ne apropie, dacă nu ține neapărat de dumneavoastră, să ne apropie pe postul de educatoare și anul acesta. Dacă ne lasă să coborăm până la 2 ani și puțin, cu copiii înscriși la grădiniță, e ok. Dacă nu, vom vedea la momentul oportun. Așa când o să vă cheme să votați rețeaua școlară, să vă spun să aveți în vedere ceea ce spun eu de aici, să vă vedeți și la noi, la copiii noastre. Și mai e o chestie care nu știu dacă ține neapărat de acum, dar avem, vreau să aveți vedere la anul, să aveți grijă de noi cu bugetul pentru tablete, că vreți să plătim și facturi la telefonul din cauza tabletelor pe care și sperea s-a distrânat, care să ne luați în calcul chiar dacă sunteți mai fabuloase. E ședință din Consiliu, dacă vrei să ai un colț acolo, e un scaun. Ne gândim. Dar să-mi plătesc și acolo. Ia un scaun, un colț acolo, ședință din Consiliu. Tu ți-ai abonamentul și... Mască, n-ai. Nu ai. Păi dar n-ai voie, măi, ne gândim. Dar fără mască. E ședință din Consiliu. Da. Da. Cam atât am avut eu de spus. Și te duci într-o mată. Ia un scaun. Mulțumim. Mulțumim. Da, vă mulțumim. Dau cuvântul domnului Rotariu. Maxim. Da. Haideți și punem la vot două, deci. Să punem la vot proiectul de hotărâre? Rectificarea de buget. Rectificarea, bine, aprobarea rectificării bugetului 2024. Cine e pentru? Și dumneavoastră sunteți de acord? Împotrivă. Eu mă abțin. Abțineri? Împotrivă. 6 pentru, da? Abțineri. Dar e vorba de un problem pentru copii, domnul, vă dați seama. 6 pentru. Ce faci? Aici. Luna viitoare. Doamne, domnul primar. Domnul primar. Abțineri. Domnul primar. Abțineri. Domnul primar. Abțineri. 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 Păi cum să mergi după noi? Dar nu avem proiectul de gază care trebuie să nu se facă. Păi da, cu gază, nu ce fac, rămâne din căruciu. Păi dar n-am venit voie în comune de așa ceva. O să la tot ce auziți, dar să nu mai intercitesăm, că nu avem. Am avut la un rest, nu avem nimic de apropiat, vreau cineva să oprești. În primul rând, ce se urmă, nu este nevratul de apropare la dosar. În primul rând, puteți să faceți la două zile o ședință de îndată și să aprobă. Aduceți tot ce e de atunci. Domnilor, dar cu ce să mai cred prin banii contribuabilor plații de ședințelor? Nu plătim CES, nu plătim microfonul, nu plătim funcțiile. Ministra mai deschisă. Asta e publică. Ședința e publică. O să facă toată lumea, dar gândiți-mă cum e că nu vine. Dar s-a dat la un microbus, să întâmplă ceva cu copiii aia, cine răspunde? V-ați fost din lumea domnul Cicu. Ai copii? Nu. Ai copii? Da, am copii. Mai atunci, să spun altceva, da? Pentru două zile, vă zic două, trei săptămâni, pentru două zile nu cred că este o întârziere. Care două zile, domnule? Că este 1 decembrie, vin alegerile. Ce ședință faci voluntariu? Dați două zile. Ce? Vin să... Domnule, blocați toată comuna asta, nu vă dați seama. Haideți, trecem la punctul articol. Deci, s-o respins, da? Nu, dar s-a luat toată lumea. S-a luat toată lumea, s-a luat toată lumea, s-a luat toată lumea, s-a luat toată lumea. Deci, nu mai întreb, respins. Da, e respins. Deci, pentru proiectul numărul 2,
Abțineri. Da? Și 6 pentru, da? Dragii mei colegi, uitiți-vă bine ce faceți. Da. Trecem la numărul 3. Deci am luat pe proiectul de hotărâre privind intervenția bugetară cheltuieli pentru miercuri 3/2020. A fost computat, o voi gândi să vă mai vrea. Vă rog, vă rog. Dacă sunt discuții, știți că dacă sunt ceva la cuvânt. Eu nu m-am înscris sub urmă, atunci s-au înscris peste mine când am computat. Aveți ceva pe proiectul de hotărâre? Hai să respectăm ședința, da? Proiectele de hotărâre a domnului primar. Cine are cuvântul? Pentru acest proiect de hotărâre, vă rog, înscrieți-vă la următoare. Domnul Ciclă. Ce dracu faci, măi? Mai urmează cineva? Mai vrea cineva? Nu. Poftiți. Domnul Ciclă. La acest proiect de hotărâre, cum am spus și la celor dinainte, există raportul de specialitate 4190. Dar referatul de aprobare este trecut numărul 4189, nu știu dacă a sesizat cineva. Posibil să fi sesizat, că nu... Dar, de obicei, cam în general, dacă comentezi, spune lumea că ești prost, sau ceva de genul. Da? E trecut referatul 4191. De unde știu eu ce este pe 4191? Vă rog să căutați și uitați la urmă. Vă rog din clasa asta. Chiar poate să faci asta sau mai urmă? Ce? Ce? Nu, am urmărat. V-a zis cineva, spus domnul. Vă duce pe spate din la cifre, la adevăr. Nu, nu, notariu. Spuneți-ne rău cu temelii ca cu temelii. E normal să apropo referatul de aprobare numărul 4181. Și astfel votați după propria conștiință. Și ați mai luat propria conștiință. Dacă astfel votați după propria conștiință, votați cum doriți dumneavoastră, nu trebuie să... Păi și numărul ca să... Nu vă spuneți în cazul legăților, nu puteți să consumi. Da, domnul notariu, dar numărul 4181 face pentru... Poate dacă cineva nu știe ce face pentru ea, să mai facă și greșit. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Păi nu, adică nu, 1, 3, 9, 4. Dacă este un vecean, nu știu de ce. Dar nu, mai luat ce domnule. Mai spuneți-mi o dată, domnul, ce cu căcăra? Deci referatul de aprobare. Referatul? Este 4189. Referatul de aprobare la execuția bugetară? Da. La execuția bugetară? Da, apoi numărul 3. 4191. Deci, eu am la dosarul care l-a lăsat domnul secretar, 4191 din 19-a 10-a. Dar dumneavoastră vă uitați chiar pe referat. Da. Da. Dar pe prima pagină a proiectului de hotărâre, de ce? Dar sunt numele diferite cu șef. Păi, e numărul 191 la... Nu, domnul se referă la că referatul de aprobare este unul și același cu proiectul de hotărâre. Acolo scrie referat de specialitate, nu referat de aprobare. Mă spune domnul. De aprobare. Nu noi avem la dosar. Și se referă la aprobare. Deci, da. Într-adevăr, dacă îmi permiteți să rectific eu, deci, într-adevăr, este o greșeală de redactare. Dacă muncești, greșești. Dacă îmi permit, da. Deci, o să refac, adică dacă puteți să-mi aprobați, rectific conform referatului și de aprobare și... Și cu referatul de special, cu raportul de special. Un număr, da. Nu mă modificați. Continuăm. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Supunem la vot? Proiectul de hotărâre cu execuția bugetară de termen spre 2020? Cine este pentru? Asta mai chiar nu mă întreba. Păi m-a întrebat. Dar vreau să spun, da, nu știu să spun. Da? Și? Nu știu. Dacă sunt discuții la acest proiect? Nu? Supunem la vot? Cine este pentru? Da. Eu sau nu am consentit pentru și pentru că nu am putut să spun în continuare. Dar nu e ok. Domnul Balcău, știți care este problema? A fost raportul făcut de mine. Din cauza asta sunt împotriva și abține. Este raportul făcut de mine. Dar nu vorbim de altceva. Dar nu vorbim de altceva.
Deci, ne rugăm de niște chichițe, de niște scrimologii. Să-mi rog să dăm înainte un proiect în care cred... E mai important un birou, dă un microbu școlar. De asta e adevărul. Asta m-a spus. Da. Haideți să... Trecem la articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziunii generală al investiției privind construire grădiniță în sat Scoțeni, comuna Scoțeni, județul Bacău, bază proiect și execuție. Dacă sunt discuții și aici... Înainte să vă spun la mulți mașturi, da? Aș vrea să conștientizați, dragi consilieri, că este un obiectiv extrem de important pentru viitorul comunei noastre. Extrem de important. Da? Cu cât lucrările încep mai repede, cu atâta va fi dat în funcție grădinița mai repede. De aceea apelez la conștiința dumneavoastră, la respectul pentru cetățeni și vă rog să votați pentru. Să putem demara proiectul acesta. Da, domnul Lucian. Domnul Lucian. Domnul Lucian. Da? Mai vrea cineva să... Da, și eu. Domnul Zafirescu, domnul Cernatele. Da, vă rog. Domnul Cepță. La acest proiect, la fel ca și la celălalt, în afară de cel cu școală, cu transport, și în afară de cel de la site-ul respectiv, cu, făcut de doamna Nechitache și eu pentru, nu există raport de specialitate. Apoi, ne-ați adus la... Deci nu aveți... Nu aveți la mapă, dar uite. Domnule, dar da. Eu știu că nu... Da, nu e, nu e. Nu vi-l dat, dar la mapi sunt aici, la dosar. Da, dar nu știu la cine se dă hârtia asta, dați-mi cu aia cum se mai făcea o dată. Continuați. Continuați, spuneți. Adică dacă se dă proiectul de hotărâre când vine în mâna consilierului, trebuie să aibă raportul specialitate, referatul de aprobare. Nu? Da. În baza acestor proiecte, acestor hârtii, votăm, nu? Da, da, da. Îi expuni proiectul de hotărâre și puțin licitești aici. Ești obligat, da? Nu, dar aici cum am? Spune, mai aveți. Referitor la proiect. Da. Privind aprobarea de deviziunii generale al investiției. Aici eu văd o autorizație de construcție din data de 7-9-2020. Foarte corect. Da? Nu ar trebui să avem și proiectul respectiv și devizul inițial, pentru că la licitații, cum s-a scos, pentru caietul de sarcini și tot ce era, erau niște valori, erau niște sume, nu? Pe care foștii consilieri le-au votat. Da, domnule. Deci, nu? Din punctul meu de vedere, ar fi bine să vă informați mai bine. Da. Și eu am o memorie justificativă. Da. Și vă informați foarte bine că dacă știm și vorbim de proiecte europene, una e când se face studiul de fezabilitate, una când e proiectul tehnic, da? Autorizarea de lucrărilor de construcție s-a făcut, da? Porul de la Nord-Est, de la Piatra Neamț, de când s-a făcut SF-ul și până acum, prețurile au crescut și am un memoriu justificativ și de la faza SF-ul la faza PT-ul. Să vă citesc și înțelegeți, că nu-i foarte scurt și obiectiv. În urma realizării proiectului 1866 din 2020, faza PT, elaborat de SC Printer S.A. asociați în cadrul asocierii SC Sofipet SRL SC Printer pentru obiectiv construirii de grădiniță în sat Scoțeni, comuna Scoțeni, județul Bacău, există o serie de modificări față de documentația faza studiului de fezabilitate. Se anexează prezentului memorii justificative tabele comparative privind soluțiile tehnice cuprinse în proiectul faza PT. Și a cantităților aferente în comparație cu prevederile proiectului faza SF, parte desenată și parte scrisă. Obiectivul reprezintă execuția unei construcții noi. Noua construcție se va amplasa la o distanță de 6 metri de la limita de est a terenului, respectiv reglementările certificat de urbanism. Așa, HCL-ul Scoțeni numărul 1630 din 30-2012, destinația clădirii propuse este grădiniță cu program normal care va asigura desfășurarea activității pentru număr de 56 de copii preșcolari în 4 grupe. Clădirea este alcătuită în corpul grădiniței, având în plan o formă de octogon care cuprinde cele 4 soluri de grupă, grupul sanitare, camera educatoare, cabinetul medical, grupate în jurul unui hol central. Acest corp este alcătuit din 8 triunghiuri scoscere cu baza de 9 metri și 2 laturi de 11,76 metri interaxi.
Înălțimea liberă este de 3 metri pentru toate încăpierile și de 4 metri pentru holul central. Iar înălțimea totală a construcției este de 6,46 la cota 0, 3,53 la Streașana. Adiacent grădinici. Pe latul de nord-vest este ambalsat corpul care cuprinde centrala termică. Acest corp are dimensiunile în plan de 3,25 pe 3,50 interax, înălțimea liberă de 2,50. Padoseala a frânului la cota minus 0,75, înălțimea maximă a acestui corp este de 3,125 metri. Amplasamentul grădiniței este în teren, un teren cu suprafață aproximativ riglată cu înclinarea accentuală de la vest la est cu panta medie de circa 13%. În cadrul studiului de sănătate nu s-au detaliat soluțiile pentru sistematizarea verticală. Pentru a asigura funcționalitatea construcției, având în vedere lista și factorul economic, alegerea cotii 0 și sistematizarea verticală în faza PTE au fost făcute cu mare atenție. Astfel se prevede o rupere de pantă de circa 3 metri pe latura de vest a amplasamentului prin amenajarea unui talus. Cota 0 egal cu 342,3 a fost aleasă în vedere aflat atât necesitatea accesului funcțional cât și echilibrarea raportului săpătură și umplutură. Deci factorul economic, trotuarul de protecție care trebuie să fie circulabil, pietonal și află la cote mai sus de cota 0 a casei, cu circa 0,60 pe latura de vest și ajunge mai jos cu 1,5 metri decât cota 0 a casei pe latura de est. Îndepărtarea apelor pluviale de la construcție spre exterior, colectarea lor și evacuarea din ucită se realizează cu ajutorul unei rigole din beton cu grătar, pantă corespunzătoare pe latura de vest și cu rigolă din beton pe latura de nord. Organizarea accesului. S-a păstrat soluția propusă din SFU, pachet, bietrepte, rampă pentru accesul persoanelor. În faza PT a fost detaliată rampa cu respectarea prevederilor normativului prin proiectarea clădirilor civile din punct de vedere a cerinței în siguranță exploatare, indicativ NT 06802. S-a respectat în totalitate organizarea funcțională propusă în SFU. În faza PT s-au adus îmbunătățiri în modul de orientare a spațiului, sără de grupă, față de punctele cardinale și mobilarea grupurilor sanitare dedicate copilului, având în vedere cerințele normativului privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădințe de copii, indicativ NP 011-97. Pentru detalierea proiectului, specialitatea structură de rezistență a rezultat un model structural îmbunătățit care a permis eliberarea, ascultați-mă atent, stâlpilor din zona centrală a construcției, propunându-se astfel un hol liber în suprafață de 56 de metri pătrați, potrivit a fi folosit ca spațiu de recreere sau pentru organizarea de sărbători. Conform pentru satisfacerea măsurilor de securitate la incendiu, cerința de calitate conform legii 10, cerința CC, securitate la incendiu, în faza PT s-au respectat prevederile normativului de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ NP 118-99. S-a propus în conformitate cu articolul 4.2.103 o a doua cale de evacuare distinctă și independentă de accesul principal care către exterior din culoarul adiacent cabinetului medical, fiind necesară reamplasarea cabinei de duș. În spațiul destinat educatorilor s-a propus realizarea unui compartiment pentru amplasarea centralei de detecție și avertizare. Și am evicitit, deci, toate modificările care s-au făcut de la faza SFU la faza TTU sunt conform unei normative și aceste sume deci le suportă tot fondul european, tot porul. Și este necesară aprobarea ca de luni să se apuce de săpat, pentru că poate bine știți cu orice trece prin și indicatorii tehnici economici prin Consiliul Local. Este o simplă un segment de votare, aprobăm, dăm drumul la treabă, dacă nu, ferească Dumnezeu, pierdem banii europeni și atunci se îndreaptă împotriva noastră. Mulțumim, domnule primar. Eu v-am explicat, de acolo rezultă modificări. Dăm cuvântul domnului Gheața. Da. Ați spus în ceea ce ați citit acolo, tabele comparative cu cheltuielile, da? Cheltuielile respective, noi ca și noi consilieri, cei vechi poate știu proiectul respectiv. În proiectul respectiv de pe Uniunea Europeană sunt prevăzute, vă întreb public, pentru că trebuie să auzim, da.
Sunt prevăzute cheltuielile acestea, practic sunt cheltuielile eligibile față de... Da, sunt cheltuielile eligibile. Ok. Le acoperă proiectele pe Uniunea Europeană? Da, proiectul tehnic. Da? Este aprobat proiectul tehnic. Cum? Păi da, și de doar și doar noi, doar. Ca și valoare. Păi valoarea vă dau eu finală. Da. Deci înainte era pe pământ avea de o... Minimale 57.000 față de 97.000. Nu. Valoarea finală, vă spun eu acum. Pentru că noi nu avem din foaia asta. Nu avem tabele comparative. Păi ce avem până la care e valoare finală? Aici e de la mine. Este 20.000, 520.000. 20.000 de ani cu făcut TVA. Aia e valoare. Înainte era 19. 20.057. Da. Ok, această informare. Când ați primit-o dumneavoastră? Păi după ce am aprobat faza PT-ul. Când? Practic. Luna trecută. Luna asta. Dacă luna trecută. Luna asta. Dacă nu mă înșel tabelul respectiv cu construcția este pus la grădiniță, cu suma care e aici, dacă nu mă știu. Da. Și de lucrări, noi ce știm noi sau că m-a apucat. Păi din cauza asta, domnul. Nu s-a apucat, ea mă ne-a mergat în interior. Ce lucrări s-a apucat? Nu ai voi, deci puteam să mă apuc. Dar am fost la ISCEU, am dat o zi cu începea lucrări, o dura și acolo. Deci eu nu vreau să lucrez în afară de aici. Okay. Deci ne putem apuca fizic practic și de mâine, după aprobarea. Practic s-au apucat de lucrări sau nu s-au apucat? Că după aia vă zic și de ce. Nu s-au apucat de lucrări, doar au tăiat pomii și au amenajat terenul și spații pentru copii, în cazul în care se duc mai repede și să avem spații pentru să se ducă copii la grădină. Și materialele respective? Păi materialele sunt conform le-au adus aici și domnul Matedeu să fie. Dar ei s-au apucat dacă nu aveau... Decizia. Dar este autorizație de construcție, licitație, câștigată de un an de zile din societate, domnule. Este în regulă. Mai spun ce la cuvânt. Domnul Viața, da, domnule primar, asta vreau să vă întreb și eu în legătură cu grădinița. Da, spuneți. Cetățenii m-au întrebat că am fost pe asta și m-au întrebat de ce s-au retras utilajele și când începe lucrările. Păi, de mâine, dacă s-a aprobat o chestie tehnică. Fiindcă dacă îmi dați voie, vă citesc dumneavoastră, chiar la sfârșit de mandat, ați avut o ieșire televizată, a zis în felul următor. Săptămâna asta ne ia să facă avizele, că un aviz ne-a trebuit să-l scoatem... De la drumul național. Ne-a trebuit un an jumate, toate avizele. Avizele sunt baza autorizației de construcție. Corect. Contractul fiind semnat, firmă câștigătoare. Corect. Așteptăm de la zi la zi să iasă autorizația de construcție, cum a ieșit la ordine începerii lucrărilor. Vorbim de zile, nu de săptămâni. Și acum, domn primar, mă întreb, asta ați vorbit acum 4 luni de zile. Deci, din punctul meu de vedere, eu vă răspund și zic, ce-o dura 4 deci, luni de zile? Credeți-mă, eu vă spun clar, credeți că dumneavoastră totul depinde de primărie. Doamna a fost colegul cu mine, cât m-am zbătut și câte bețuroate am avut eu pentru astea. Deci, sincer, dumitale te-ai apucat să faci o construcție când stau la colț și te mănânce, fără toate aprobările, eu nu mănânci. Pentru o zi, nu am spus câteva zile, cred că se rezolvă mai repede. Eu nu fac grafic din genul ăsta, că abia așteaptă cineva să mă răspundă. Cine cere dumneavoastră să aprobăm avizul de la o lucrare care a început deja? Dom'le, ce ai văzut mațarea? Ai văzut săpături? Păi ce oameni așa terenul și-au făcut organizare și-au terenul să vină cu... Dacă înainte de alegeri să aducem utilaje, să punem cu toți... A, am înțeles ce vrei să spui dumitare. Nu, păi, da. Nu trebuie să spun pe ce facem și după aia venim și cerim avizul la noi ce nici ani. Dar ce aviz vă cer? Eu vă cer doar atât. Spune la întrebarea asta. Constructorul are un termen de execuție. Da? Și se gestionează și se organizează în funcție de necesitățile lui. De utilaje, de oameni, de perioade de lucru și așa mai departe. Dacă vreau să căutați motive, da? Că s-au început lucrările, că s-a adus cărămidă acolo, ca să nu vă dați acest proiect, în loc să vă bucurați să încep lucrările, îmi pare rău de lucrurile. Domnul Cipcă, se competește. În perioada, deci, hai să vă explic, că văd că chiar nu sunt bune. Chiar nu știți. Domnul, chiar nu știți. Vă rog să vă documentați, când vorbim, să fim documentați. Deci, domnul, și vă răspund și dumneavoastră, vorbesc eu acum, v-am ascultat. Când se face proiect, deci s-a câștigat la licitație, PTH-ul se execuție, în timpul ăsta se lucrează,
PTH-ul plus execuție. Se face proiectul tehnic întâi. PTH-ul înseamnă proiect tehnic, da? Plus execuție. Bazat pe caiet de sarcini, bazat pe o licitație pe caiet de sarcini. Domnule, suport unitare banii ăștia care, diferența asta, sau porul, sau blocăm și grădinița acum, ce facem? Domnul primar, este clar, dumneavoastră caută motivii să nu votezi construcția. Nu știu, poate votează. Poate votează. Domnule, afirmațiile care, în care văd câte ai documentat, mi-ai luat DP-filmare, că am și eu DP-filmare multe. Mi le-ai luat, mi le-ai pus acolo, acum ce vrei să demonstrezi? Eu nu vreau să demonstrez nimica. Plus că o ședință din martie din 2018, da. Tot, da, văd, tot aici la dumneavoastră este, a zis în felul următor, finanțarea rerambursabilă este de 98%. Da, domnule, pentru că deci, toate documentele astea... Pune doar 2%. Am făcut demersurile necesare, am adus și firmă de geologi, am adus și firmă de consultanță, ne încadrăm bine. Banii i-ați alocat dumneavoastră pe buget. Deci, dar este normal, domnule, dumneavoastră. Tu credeți, domnule, că s-a avut fondul european cu banii dumneavoastră de acasă? Păi ca să avem la o finanțare, nu trebuie să cheltui cu banii noi. Domnul Beța, vă ne-a pierdut. Sunteți nemulțumiți să începe execuția. Din cuvântul meu. Sunt nemulțumit că vorbim de... Domnule, am vorbit, acum ai vorbat de fapt. Și dumneavoastră ai vorbit. O zis că o să fie executat într-un an de zile și a fost executat în 4 ani. Păi și asta depinde, domnule, și depinde cu grădinița și depinde cu grădinița. V-am înțeles, dar primăria este executant. La primăria este beneficiar, executant cu poate în anii. Nu avem probleme cu genul ăsta, da? Dacă venim cu niște chestii de genul, cu o facem astăzi și de fapt și de drept îl facem peste 5 ani de zile, mai trece un lucru. Domnule, facem când se poate. Dacă facem noi, dacă ne executăm, îl facem când se poate. Da, domnul Beta, se face când se poate, înțelegi? Nu se face când nu se vrea. Sunt chestii legale care trebuie să îndeplinești, mă. Ca și la construcția unei case, domnule primar, deci mă apuc de treabă când zic, băi, mâine mă apuc de treabă, mă apuc de treabă, nu? Deci nu spun că mă apuc de treabă astăzi și încep lucrarea chestii un an de zile și o termin peste 10 ani. Domnule, s-a obligat să construcți, o să execute lucrarea cu doar... Dacă aveți să faci cu ieși în termen. Dacă mai vorbim, nu mai suntem în grafic, nici cu lucrări, nici pierde tot. Mai trebuie să adăugați ceva, domnule Sa? Domnul Zanfirescu, din aici, în care-i cuvântul. Da, au spus foarte multe chestii de treaba asta, sugerineții. Eu vreau să întreb un pic cu domnul primar. Apropo, când a fost problema cu țeava, am înțeles, când ați adus utilajele acolo, s-a constatat că țeava era într-o zonă unde trebuia bine, să... Bine, și asta, păi, e fosta de la grădiniță. Pe vine canalizarea sub traversare și se duc în... asta nu le-am mai spus. Eu vreau să mă întreb dacă într-adevăr este real chestia asta. Este real. Este real. Nu știți ce se suspectează că dumneavoastră ați adus utilajele în momentul ăla pentru să faceți campanie electorală. Dar am înțeles. Păi dacă am înțeles, spune clar, spune dumneavoastră. Este real. S-au găsit o conductă, un fost s-au găsit, s-au trebuit lucrări pentru găsirea... Mai ales că trebuie mutată fosta septică, deci nu sunt toate. Se liniște aminte și e conducta de apă care vine să vă spun. Trebuie deviată și aia. Stâmpul de curent l-a mutat, păi dar nu poți să faci. Stâmpul de curent pe niște s-a mutat așa singur și s-a băgat cablul la grădiniță prin pământ, subteran. Păi astea sunt lucrări care trebuie să le faci cum trebuie pe el. Mai aveți ceva de Are cuvântul domnul Cernat Felicior. Da, mulțumesc. Și vreau să vă zic, dacă un microbus școlar nu este important, la un microbus care poate cade în ușa pe drum sau i s-a luat, transporti acolo omule 16 suflet. Vă dați seama ce se întâmplă. Eu am copii. Și să duc eu copilul la grădinița asta veche, dacă se face, dacă nu se face, nu-i bine, mă fac cu primarul. Dacă se face, iar nu-i bine. Hai, domnule, să dă drumul să înceapă grădinița. Doamne, lasă-mă să vorbesc, tu n-ai copii, în primul rând. Tu n-ai copii, nu vorbesc că am copii. Și vreau să duc copilul la grădinița care nu are grădinița pe
Că l-am pus în comunicări, care se pune viața în oameni. Deci, suntem toți vorbiți, nu votăm domnule, că nu dăm nici mai departe. Pentru ce să vedem pe lume treaba asta. Lasă-mă, mă, domnule, să-ți facă treaba. Vă vede și lumea treaba asta. Nu vedem numai acum. Păi da. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Franț. Aș vrea să vă spun, dragi colegi, că dacă cu fonduri europene reducem un proiect, ce o să facem când trebuie să dăm bani din oate? Deci, gândiți-vă foarte bine cum ați făcut discursurile alea, cum le-ați, cine vi le-a trimis. Dar gândiți-vă că noi suntem aici în fața oamenilor. Asta e și Paul, și o să fie toată lumea. Domnul Antoneu, îmi permite să vă spun. Păi așa a fost ședințul mare, domnule autoritate. Dacă pentru copiii noștri nu au o bursă cândva, care au copii, dacă nu au un rău. Poate mai faci un braț, nu vă voi. Dacă nu au făcut o bursă, nu au făcut o grădiniță, un microbus școlar. Și la cea mai bine vă dacă zi merința? Să punem cea mai bine vă dacă o asa aici de la 14. Gata! V-ați înscris, gata? Da. Aș vrea doar să vă întreb diferența dintre devizul inițial și acest deviz, pentru a vedea dacă este un impediment în a nu vota proiectul. Nu este nici impediment, domnule. Ei au spus că pe proiectul tehnic au renunțat la stâlpii din interior ca să facă spațiu mai mare și să organizeze și festivități cu copiii, pentru că erau niște filoni. Și astea suportă niște modificări. Au mai făcut o ieșire subminorii. Și banii ăștia îi suportă. I-a aprobat proiectul tehnic ei. Îi suportă ei. Nu sunt doar suportați de noi. Nu avem noi treabă aici. E treaba lor. Ei ne luată și încep prin banii și noi nu putem. Haideți să încheiem. Nu mai sunt discuții, doamnă, vă rog. Da, domnul vreau să spun. Hai spuneți! Vă rog să vorbiți mai mare, să ne auziți și noi. Da, da, deci, mai dat. Consilieri care au fost, știu care este treaba. Da, domnul. Noi care suntem, nu știm care este treaba. Da. Nimeni nu este important, nu merge nici. Nu mai trebuie. Este ceva normal. Pentru că ai pus scrie pe ce fonduri se face, europene. Domne, fonduri europene, din programul operațional, regional, domne, din tot. Deci, prea trebuie să vorba. Nu știu. Ea trebuie să vedeți. Deci, ei ne roagă să cheltuim din banii pierdut. Problema este că am fost cu toții care este. Punem punct aici. Eu vreau cum? Așa. Deci fără să mai se bucură, fără să mai certăm, fără să urlăm, toată lumea vreau o credință. Păi am să o vreau normal. Corect. Problema este așa, că știi fiecare care este. Deci vreau să o vreau. Da, am înțeles. Vă spuneți la bără. Știi foarte bine care este. Să facem ceva, să facem transparent și cu cursul. Și vă mai gândiți că puteți poate reveni și la proiectul cu microbusul. În cursul ședinței. Nu, trebuie să mă supărați. Dar acum de ce supărată? Nu am spus nimic. Supărarea a fost că în timpul campaniei electorale s-au demarat acele lucrări. Da? S-au demarat. Sunt părămitare fost. Și și copaci, așa s-a pus și s-a promovat la nivelul localității. Gata, am început lucrările, am făcut, am trecut, uite, s-a dus, butilari, au circulat, închisă. Așa a fost. Cărora eu ne-am fost educatoare, care au la rândul lor cu copii,
spun că nu-și dau copilul la grădinița din Scoțeni, că noi suntem proaste. La fel ca preotul, ca medicul și toată neamul lor din Scoțeni. Ei, oare eu oricum nu mai am timp să mai funcționez în noua grădiniță și păcat că se face abia acum. Păcat. Și de asta mă opriți. Referitor la treaba asta, exact cum am spus și în celelalte proiecte de hotărâre. La proiectul ăsta nu avem decât referatul de aprobare, da? Referatul de specialitate. Raport de specialitate nu este. Băi, omule, dacă să-ți editezi secretarul ăsta 1000 de hârtii, fără toate la primărie, pune dracu în când. Domnul primar, a spus... Ai fost la secretar de trei ori într-o săptămână. De ce nu te-ai documentat? Mă ascultați? Păi, te ascult, dar vorbești numai tu prin domnul. Am un centralizator, fără niciodată primit de către primărie, probabil, cu autorizație de construcție. Nu am niciun centralizator de chelătorie înainte, măcar să știu cât a fost și cum a fost. Și plus de asta... Se concernează, vă răspund. Mult, vă răspund. Cum a zis? Dar să fim informați. Să punem la tot. Cine este pentru? Cine este pentru? Se poate, dar gândiți-vă și la microbus, nu zic ei ședință. E păcat. Mai face, mai face. Vă mai spun eu ceva.
din... Și este foarte beneficiat. Organigrama se schimbă cu numele viceprimarului, acum. Da, stai. Deci, organigrama aia care vine piramidală, asta e statul de fapt, așa. Asta e organigrama care arată așa. Da, da. O să venim cu propunerea în Consiliul Local. Deci asta e de urgență că ne trebuie, doamne, că ne să ne folosească la toate, ca să fiți și noi asupri, sunteți viceprima de lună. Vom veni cu propuneri, cu modificare, cu cerinții, cu completări pe organigramă. Trebuie să o lucrez, să o punem detaliat în Consiliul Local. Acum este obligatoriu pentru ca să fiți dumneavoastră. Dumneavoastră nu sunteți. Schimbăm numele, ca să schimbăm numele. Statul de funcții, să se schimbăm. Păi, statul de funcții. Deci da, este un temei legal și cartel făcut. Că vrem, că nu vrem, asta e. Normal și că nu m-am întâlnit. Când modificăm organigrama, se face cu avizul la NFP-ul, se face o întreagă documentație, nu vine avizul, se pune în Consiliul Local și după aia vorbim. Normal ar fi trebuit ca asta modificat după fiecare vreodată ocupare. Da, da. 2018 încoace. Pentru că la șofer am avut angajare, cu urbanism am avut angajare, trebuiau fiecare. În statul de funcție este, doamnă. Da, este înscris, domnul, ce urbanism în urbanismul. Domnul, ce consemnați când faceți. Păi, consemnați, să știți, doamna ce auzut, domnul, ce știți, domnul Rădăriu. Da, eu le scriu care e. Da, eu mă spun. Da. Ca și la celelalte proiecte, e aceeași problemă. Nu am nici la foarte specialitate, nici la foarte apropiat. Bă, dar mai cum să le ai toate acolo, că nu le verifici cu mâna, domnule, că nu o să-ți fac 1000 din hârtii. Stura virtuală, face-mă fie următor. Mi-i dați adresa de e-mail, trimite-mi e-mail, că nu frec toatele la primării. Domnul, 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 poate o miză, nici nu am vrut să-mi fac, dar nu merg seriu cu bani, nici nu. Eu aș vrea, acum ca și completare la ceea ce avem noi de acolo, să citim raportul de specialitate, să audă toată lumea și referatul de acolo, să vedem ce este specificat. La ce la organigram? Da. Pentru că, practic, noi votăm o organigram, dar nu avem o parte de raport. Da, doar cu numele doamna Ceaușu, atât. Nu, organigrama nu-i domnul primar. Organigrama nu-i domnul primar. Statul de funcții, domnul. Da, domnule, statul de funcții. Statul de funcții sau organigrama? Statul de funcții. Dar la organigrama e la fie, nu s-a modificat nimic la organigrama. Da, statul de funcții. Păi atunci cu funcții ca altceva. Îi sentința civilă numărul 979 din 30-a 10-a privind validarea domnului Anton Gheorghiță Cătălin ca primar și hotărârea numărul 42 din 5-a 11-a 2020 privind alegerea viceprimarului comunului Scotenului de Bacău. Eu am rămas că sunt privat și doamna trebuie pistatul din funcție aici, da? Și aici pistatul din funcții, uităm. Mai la ce țucuri? Anton și Ceaușu. Și nu e doamna acum. Vorbesc că acum eu nu m-am băgat. Este Anton și cu Ceaușu. Deci trebuie, este obligatoriu cu semnesc organigrama. Vechi, doamnă, nu are calitate de nici. Dar ceilalți angajați care au fost angajați... Nu s-au modificat nimic, domnule, s-am spus doar atunci. Dar ei au fost deja aprobați în altă de statul de munții. Nu. Practic și ei... Acum și ei sunt, dar și ei sunt angajați care trebuie sunt înregistrați la contracte. Trebuie să vină în propunere modificare. Nu am propus modificări. Îi cu noi, noi cum a conduce. S-a făcut angajări, nu s-a modificat statul de funcții. Deci, unul din 2019, unul din 2018, nu s-a modificat. Ar fi trebuit să se duce în vechiul consiliu. Deci, eu ce v-am spus, o să se modifice organigrama și statul de funcții și tot o să vin. Acum ne trebuie că mi-o fost la secuția de conturi. Deci, și de la secuția de conturi avem. Trebuie obligatoriu asta și figurăm cu noua conduce. Păi, fără stat de funcții cu doamna vice, nu poate lua nicio calitate să-i dau program. Sau vrem să avem sau nu? Dar atenție un pic, deci la organigramă ea este la fel. Da, da, doamna. Numai statul de funcții s-a modificat cu numele. Numele, păi ce explic? Păi asta, da, acolo spune, se modifică statul de funcții. Și raportul se scrie. Că statul de funcții ar fi trebuit să apară în Consiliul Local spre aprobare de câte ori a avut
consecvent, vin și pe tavă, și fac. Da, are cuvântul domnul Rotariu. Aș vrea să dau și o citire a articolului 162 de codul administrativ, ca să înțeleagă și viceprimarul și delegația, cea atribuția. Da? Viceprimarul este subordonat primarului și în situațiile prevăzute de lege, înlocuitor de drept al acestuia. Situația în care exercită numele primarului ar putea să cere în acestuia. Primarul poate, și subliniez, poate delega o parte din atribuții sale viceprimarului. Deci, cu privire la atribuții, domnul primar poate, dacă nu ne-am vrea, să delege o parte din atribuții. Vă mulțumesc! Poți să-i deleg sau poți să-i iau toate? Sau poți să iau toate atribuții domnului primar, nu mă aveți semnet ca titulat. Dar nu vreau să-l primar, acolo câte bani. Eu am dat citirea articolului ca să... Uite, la mine n-ai făcut așa. Atribuții. Trebuie să nu stai nici nimic. Vorbim pe atunci. Da, da. Hai, cine... Nu s-o mai înscris nimic, mai dorește cineva? Cine este de acord cu... Nu. Haideți, spune-o. Aș vrea să aduc o modificare. Dacă dumneavoastră nu sunteți în acest proiect de hotărâre cu organii de armată, dar ar trebui să o aprobați de la ei aceiași. Organii de armată este aceiași, asta nu se trebuie. Cum ar numi, doamna ce-a da. Deci trebuia proiectul de hotărâre. Nu mă modific. Statul de funcții. Am înțeles. Acum, dacă permiteți, o să fac proiect de hotărâre, o să modific acest șoselat, dar statul de funcții. Dacă sunteți de acord. Da, bun. Da? O să lăsăm ca o prezentare, asta nu trebuie aprobat. Este doar o informare. Puteți să studiați cu transparență bugetară. Aveți întrebări? Da, nu, că nu sau ceva? Nu, dar e o informare. Nu avem și discutare. Acum avem proiectul de hotărâre. Avem la introdus. Privind aprobarea două judice primarul doamnei Nu este, salut! Nu este, salut! Nu este, salut! Nu este, salut!
Păi ai suplimentat la comisii, s-au suplimentat. De la celelalte comisii, două sunt la poate de avizare, de la noi nu e. Nu și o să facem la tot acum. Unul a făcut și până la da, da, ce am făcut, da. Păi acum de zi au făcut deja. Ia ca ședințele de comisii de aici, am făcut un lucru procedam și de la președinte eu. Dacă îți pot făcut, trimiteam de casă minim 48 de ore la zile, înțelegi? Convocam ședința în funcție de cum puteau să știu la zile. Găteam o oră, ne întâlneam, discutam de care proiect de hotărâri. Deci eu n-am primit niciun mesaj la comisii, pentru comisia de care fac eu practicament. Da, știi, deci mutarea zăului de contabilitate, nu este atât de necesar, este doar cu suvenirul, este cu dedicație, aici e problema, cu pe mine nu mă deranjează să mă mut la etaj. Ce-am vrut să spuneți, nu ne-am dărat, un birou, un aparter, deci nu ne-am dărat. Nu, dar doamna a specificat și le mulțumesc domnilor consilieri care au votat pentru mutarea zăului de contabilitate, le mulțumesc public. Cu toate că atribuțiile Consiliului Local ar trebui să le citească mai bine și să le înțeleagă. Doar atât le spun. Le mulțumesc frumos public. Dar această hotărâre o voi contesta în contencios administrativ și dacă este nevoie o să mergem și la tribunal. Și o să ne târâm pe drumuri cu domnul consilier. Îmi pare rău, îmi pare rău că s-a ajunge aici pentru ca votarea biroului de contabilitate să fie la etaj. Biroul de contabilitate are mai multe contracte, are mai multe relații cu furnizorii, facturi și tot ceea ce înseamnă contabilitate și achiziții publice decât are doamna viceprimar în atribuții. Doamna viceprimar, dacă vrea să se exercite funcția și atribuțiile de viceprimar, să meargă prin sat. Nu la birou. Da, asta presupune funcția de viceprimar. Nu neapărat, eu de ce nu țin neapărat că... Dacă țineți neapărat ca biroul să fie la etaj și chiar cu noi liniu. Dar mai sunt birouri vacate. La parter am cerut, la parter, dar cu cine, cine am tocmit așa o specificat. Deci eu am cerut a specificat, exact. În cerere este tot la parter. La parter în cerere, nu biroul de contabilitate. Păi nu contabilitatea o mutăm în spatele primăriei. Nu mai este nevoie de contabilitate. Deci la parter, bă, da, deci foarte bine biroul vecea lui primar să fie la parter. Indiferent unde, dar la parter. Dar asta stabilește domnul primar, că el este ordonatorul principal de credite, care răspunde de organizarea într-o instituție. Așa că, cei care nu vă știți atribuțiile domnilor consilieri, vă rog frumos să le citiți. Deci, comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local, stai că scrie acum, avizează, spuneți-mi comisia, că scam aici hotărârea, deci comisia activități economice identitar cu gospodărești, cine este președinte? Doamna Ceaucu Narcisa, a dat aviz? Da. Favorabil? Iată, la asta nu neapărat aici, da, și pentru noi, da, nu știu, eu. Eu de ce nu țin? Nu știu, să găsească primarul o locație, da? La ce? Eu. Asta e problema mea, că nu înseamnă situația asta. Păi dacă e problema ta, cum a tradit 4 ani de zile n-ai solicitat la partier, birou? Vezi? Eu nu am... Nu, dar acum la te-au influențat alții. Am fost la partier. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Am fost la partier. Comisia următoare este pe Ionuț. Aviz.
Aveți ce aveți? Aveți favorabil. Este majoritar? Nu ești, nu sunt cu. Păi comunicați-mi, consilierul. Da. Deci așa, avem comisia doamnei Ceaușu. Sunt două da pentru aviz și trei împotrivă, nefavorabil. După aceea, domnul Cilacic Ionuț, sunt trei, deci atât raport de avizare este pentru acest proiect și la următorul, unde e? A, dumneavoastră la următorul este împotrivă. La urmă, dacă îmi permite să spun ceva, că la deci am crezut și cu dezamăgit. Sincer. Că pentru copiii comunității care ne reprezintă, care sunt ai noștri, facem ce putem pentru ei și dacă ne punem să le luăm un microbus școlar, poate mi-a spus ce ne-a spus și domnul Cernat, că transportăm copii, nu altceva, să amânăm, să duce anul, banii care sunt alocați să pierd, să duc, ba da, să pierd, se raportează la anul dacă se face bugetul la nivel. Vorbesc eu. Banii se pierd, pentru că când se face nou buget, cine au excedent primesc bani în minus. În loc să ne chinuim, adică chiar ne chinuim să aducem niște bani și să le oferim pentru o bursă la copii, pentru... Acum face război politic, sincer. Am crezut că am vorbit și când s-o ales și s-o va da Consiliul, când s-o ales viceprimarul, când îi înrămăm. Văd că... Deci eu cu băieții mei, din consilieri din partea partidului meu, eu nu m-am întâlnit să discutăm subiecte și să facem găști. Deci găștile astea, dacă se fac, să știți, și vreau să o spun cu mâna pe suflet, nimeni nu este corect din niciunul. Niciunul. Domnul Antoniu. Deci uitați-vă ce lucru, dumneavoastră sunteți corect? Nu, mă raportez direct la dumneavoastră, că ați avut o întrebare, sunteți corect? Nu, îmi răspundeți. Este cineva corect? Nimeni. Nici eu nu sunt corect. Da? Dar ca să ajungem să punem comunitatea la dos, pentru interesii obscuri, să le spun, chiar așa, că e campanie electorală pentru parlamentare și atunci ne atingem. Eu n-am atins, eu nici n-am făcut anticampanie și campanie electorală care am făcut-o. Eu am făcut o campanie pozitivă, eu n-am dat nimeni loc. Stați demn în fața oamenilor, să ne respectăm unii pe alții, că nu suntem veșnici. Nimeni nu este veșnic. Mulțumim prea mult! Și când ne bate Dumnezeu, nu știm care și cum. Poate mă bate și pe mine, că am și-o păcat în mine, dar ferească Dumnezeu. Să fim oameni și pentru oamenii ăștia care ne-au pus. Și calitatea de consilier, e o calitate când oricine este consilier în Consiliul Local, și de primar, și de funcționar în aparatul de specialitate, și de viceprimar, trebuie să fim oameni, să lăsăm răutățile la o parte. Că vorbii sunt și de mine, și de ăla, și de ăla, noi trebuie să ne coagulăm un pic, poate ceva pentru comunitate. Dacă ne-am pus pentru microbus să mai amânăm, acum, domnul Cipcă, vorbesc eu, am spus că vorbesc eu. Domnul Cipcă, nu-i pentru cameră, vreau să vedeți ce-au spătați cu asta. Vorbesc eu acum. Când vorbesc eu, domnul Cipcă, vorbesc eu. Am spus că vorbesc eu. Vă dau dreptul să vorbesc cu asta. Haideți să facem. Eu iar șterg cu buletele, că am spus că șterg cu buletele, am văzut și cu colega. Am luat-o de la zero.
treabă. Unii nu știi, timp vătului nu poți să ajungi. Am spus așa, doamna Narcisa. Hai să facem treabă, hai să lăsăm răutățile și păpușarii din spate. Păpușarii din spate! Lăsați păpușarii din spate! Gândiți cu capul dumneavoastră și cu inima dumneavoastră. Eu vă văd bani ca lume. Doamna Tamara, te cunosc, te respect, gândește cu inima, lasă influențe. Doamna Narcisa, gândește cu bună asigură, că aici suntem pentru oameni din comună, nu suntem pentru noi. Nu pentru răzbunări. Și nu trebuie să ne răzbunăm, eu am spus și uite, și ziua de azi, domnul Radies. Ce-o luăm de la zero, hai să o luăm de la zero, hai să gândim noi, nu altă pentru noi. Doamna nu, până la minus. Vă amintesc că la luat de primărie a fost un conflict. Eu eram cu presa în birou și nu știu. Asistat fac un conflict. Țin atenția, doamna, suntem dacă așa primărie. Da. Să vorbim civilizat. Ce-am spus eu? Spuneți dumneavoastră ce am spus eu și spuneți ce a spus doamna viceprimar. Dacă cuvântul hai sifir vi se pare un cuvânt de a spune într-o instituție publică, vă rog frumos. Dacă ați adus discuția, nu v-ați spus trimisia, administrativ și nu pot să duc la îndeplinire. Pentru că nu are suport legal în spate. Eu vă spun dinainte. Degeaba spune când 5 zile. Să anunțe la prefectură, în momentul în care duc documentele de aici la prefectură, că așa se duc pentru validare, în spatele acest proiect de hotărâri, acestei hotărâri, o să specific că nu are termenul legal. Deci, eu oricum demersul meu va fi de a anunța pe doamna vice jos, dar nu cu acest act în spate. Că nu are termen legal. Scurt, dar am vorbit omenești că eu asta o să fac, după ce pleacă scurt. Nu aveți termen legal. Prima, 4.533-16-11-2020. Domnul Avram Soare Cătălin, născut la data de fiul lui, nu mai citesc așa, domiciliat în satul Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, vine prin prezenta cerere și solicită
aprobarea concesionării apartamentului aflat în proprietatea UAD Scolteni la adresa din strada principală, deoarece nu are locuință proprietate personală. Și a doua, ca să vă citesc pe amândouă, dar domnul primar a pus mențiunea aici că se va supune cererea doamnei Măciucă Ecaterina în ședința Consiliului Local și iar dacă dumneavoastră o să fiți de acord, bănuții să îi se dea în ianuarie când se după va... După ce se face un proiect de hotărâri. Da, după, nu, că asta este doar ca și cerere. Să știți dumneavoastră despre situația acestei familii, da? Este cererea numărul 4695 din 24-11 a 2020. Subsemnată Măciucă Ecaterina, domiciliată în sat Scolțeni, comuna Scolțeni. Prin prezenta vă rog să propuneți, aprobăm ședința Consiliului Local de astăzi, aprobarea valorii a 1600 lei pentru copilul Măciucă Vasile Marian, născut la data de 6.08.2012. Vreau să menționez că acest copil mai are un aparat auditiv, deci doamna Măciucă a adoptat acest copil, a fost în plasament la dumneia ei, dânsa l-a adoptat, eu i-am făcut dosarul de adopție și a primit o sentință civilă de adopție, deci am făcut act de naștere, certificat de naștere și această doamnă, întrucât copilul frecventează cursurile online, îi mai trebuie un aparat auditiv și are nevoie de 1600 de lei pentru încă un aparat. Menționez că doamnei Măciucă i s-a mai dat 1500 de lei pentru aparatul auditiv, tot din bugetul local al primăriei. Da, da, doar pentru unul. Da. Deci, celălalt am pus noi consilierii personalul primăriei, primar, deci primar a mai strâns bani pentru al doilea, da. Anul trecut. Deci am... al doilea aparat a fost cumpărat cu... Astea sunt la diverse, da. Ca să nu ne opunem. Și nu cred că ar trebui în spate un document medical și să punem la vot. Da. Domnul, să, doar consultativ, da. Ca eu la ședința următoare, sau să vin cu proiect. Deci dumneavoastră sunt dat girul da. Și pe drumul și pe soară să venim cu documentație. În fața dumneavoastră, nu așa. Cu documentație, dar vreau girul ca să nu începi la proiect. Acum cererea domnului Avram Soare Cătălin, dacă dumneavoastră aveți discuții în marginea acestei cereri, vă rog. Mai sunt da, te puneți. O întrebare. Acel apartament este disponibil sau mai e solicitat și de altcineva? Dacă este, da, să vă spun. Este o cerere. Mi-a spus și doamna că este solicitat. Da, ca să vă explic despre ce vorbă. Ca să pot să fac... eu să-i dau ordine secretarul, să inițiez un proiect de hotărâri cu documentație în spate și am calcul toate cererile. Acest apartament nu se dă cu dedicație. Se face o licitație și poți să scrii mai mult. Da? Se face o analiză, copiii cerințe, ce spune și legea. Deci când vii cu un dosar complet și alocarea acelui apartament se face nu de către mine, de către o comisie, se disfac plicurile și cine da? Totuși. Deci, îi face de la... Acum vreau să adun o precizare vis-a-vis de vechiul Consiliului Local. Discuțiile cu privire la acest apartament au mai avut loc. Vechiul Consiliului Local, nu printr-o hotărâre a Consiliului Local, ci printr-o discuție de comun acord, se închiriază niciodată, el rămânând în patrimoniul primăriei,
Dacă, la momentul ăsta, dacă sunt persoane chiar nu au să sta cu copii, când putem da folosință gratuită, cred că era determinată de timp, da? 6 luni, un an, sau câte sunt nevoie să treacă din pasul în care s-au. Dacă... Adică eu vă spun cum a fost discuția în vechiul Consiliul Local. La acesta care se rămână. Să nu fie niciodată, nu avem altceva mai bine amenajat, de care să putem, nu noi, că noi consilierii oricum nu ne vom duce să stau. O mutăm pe doamna Vici. Doamna Vici, doamna Vici. Am unde să stau. Pune-o la catedrală, vă venim. Problema este că este singurul bus și nu trebuie interiat și nici orice stăunat. Consilierii aprobați la multe amărmea asta. Nu trebuie contabilitatea. Da, cum să fie? Haideți, acum să puneți vorba lui din sărăcea omului. Auziți? Eu vreau să votați ca să știu, fac pașii legali sau nu. Deci mai bine dânsului să poate care are familie sau cine știe ce câți copii are care vine din străinătate, s-ar putea să dăm un plac prin pământ undeva să s-ar dar nu avem pământ, doamne. Da, domnul primar, chiar vreau să aduc în discuție. Avem persoană la registrul agricol care ar putea să ne prezinte, să ne spună și nouă, să ne prezinte într-o ședință în Consiliul Local rezerva de pământ a comunei Scorțeni. Pentru că, doamna Lăiu, cât timp a fost, nici n-a interesat-o, a avut contract de prestări servicii vreo 2 ani și ceva de zile, a luat banii și a plecat, a predat cheia de la birou, spuneți în ședință, ați găsit în birou câte titluri de proprietate nedate? 59. Originale, care nu le-a dat la oameni, n-a prezentat niciun raport, n-a prezentat nimic. Chiar eu, cetățean al comunei, că sunt și cetățean care locuiesc în satul Scorțeni, aș vrea să văd și eu rezerva de pământ a primăriei. Și atunci putem discuta. La ședința următoare. La ședința următoare. Foarte bine. Foarte bine. Păi atunci se vede dacă mai este teren de concesie la. Se vede de teren care ar putea cu acordul nostru și din ar dat la familie. Deci vreau să vă spun ce știu. Intravilan nu mai are primăria nici o palmă. Dar se mai poate face, dar nu poți să faci cum vrei. Să-ți dau un exemplu. Dacă are pe Valea Câmpului, rezerva primării, păi acolo zonă inundabilă, nu poți să dai lobby casă omului lângă tazău. Deci nu ai zonii să se pregătească pentru așa ceva. Planul urbanist în general, la nivelul ATV. Da, expiră în 2022, la anul să prindem bani și ne apucăm IPUC. Trebuie să facem. Și cu extindere. Cu propunere. Am înțeles. Asta vreau să zic că cu propunere. Normal, facem, dar am vorbit, dar trebuie să ai o sumă de 15 lei. Deci, e bugetul. Am înțeles că bucurile sunt în anul de acum. Doamna, dacă nu mai sunt discuții, nu mai sunt discuții, ai și ce. Vreau, domnilor consilier, să vă aduc aminte, să vă readuc aminte că toate proiectele de hotărâre care nu au fost astăzi aprobate cu majoritate sau cu jumătate de putinul cum ar fi trebuit, pot să fie din nou în ședința următoare extraordinară sau... Nu, o să fie ședința viitoare, ca să vă spun eu. Da. Mai e un proiect... Domnul... Să reintroduceți ordinea de zi. Nu! Aș vrea să vă rog să... Mă lăsați să le explic în ultimul... Și eu mă din punctul ăla. Mai avem un proiect care și că trebuia să-l facem cu... Da, eu greșeam într-un HL-ul cu privire la iluminatul public în decembrie, trebuie să semnăm contractul pentru extinderea iluminat public, schimbare la toate rețeaua. Un HL sunt niște necomponzați cu HL-ul, tot la fel din număr. Nu am avut când și o să facem luni și marți din sărbătoare națională, miercuri o să lucrezi, dacă vine secretarul și secretarul, dacă nu doamna Tana, și joi o să facem o ședință de îndată telefonie. La 8.30 reintroduc proiectul cu așa și cu celălalt. Și sper să fiți de acord. Da? Aș vrea ca eu să-mi cer scuze, dar la oameni de dumneavoastră, n-au fost rapoarte de avizare, de aprobare. Eu mi-au angajamentul că de acum încolo o să le aveți. Vă doresc multă sănătate și vă doresc constructivă pentru cetățenii comunei, da? Și să avem o relație destul de bună autoritatea locală. Eu sunt bucurete, Mijoarea.